Salut, o să fiți și bine, m-am găsit la un nou să faceți canal. Astăzi, asta vă arăt și aici, avem un borcan cu niște întrebări. Ca să vă dați seama, amicul meu a vrut să ia un castron. Asta. Atât de mare, mă bine, jur. Am zis borcan la ăsta, tot castron, dar n-am, mă rog. Nu, te rog, n-avem suficient, amici. Ce? Amici! Hai! Mă enervează deja. Haide! Aici se va pune fac cu asta, pentru că n-avem farfurile de unică folosință, nu și întrebarea, fac. Iar tine farfurile să ne care răspunde primul, amici. 3, 2, 1 și... Două direct! No! Două direct! Haide! Te las să tragi. E una, hai să vedem ce scrie. Capitala Franței. Paris! A scăpat, sper că voi vedeți drept, capitala Franței, dar nu mai fi... Îți dau cu asta în față, acum e o gură, îți dau cu asta în față. Bine. Pam, 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 dar de ce mai pică camera, că aruncam eu ca handicapul, atunci nu se mai vede. Paca. Aha, m-a luat. Ce? Cel mai greu animal, elefantă. Aia, ce credeai, mă, că mă ia, că mă prinzi așa, ca bulangii. Păi sper că voi... Da, că tu l-ai scris! Vedeți de... Păi da, dar nici nu știu ce, păi am pus și mi-a venit în cap, că ești prost. A venit și pus chestia. Ia să vedem întrebarea. Orfa. Cei mai mulți locuitori într-o țară? Țara cu cei mai mulți locuitori, amici. Țara cu cei mai mulți locuitori? La ca capaca ta, locuitori, amici. Sau cu cei mai puțini? Ce... Mă, nu știu să citești, cei mai mulți. Mulți. Cei mai mulți. Asta, India. Ce India, mă? Pentru asta căutăm pe net. Caută că India e. Dacă nu e pe net, sărăcuța frișcă și-a găsit partenerul. India e, pentru că e cea mai populată dintre toate. Cea mai populată, bă? Da, mă! La oameni mă refer. Da, la oameni, câți oameni sunt acolo. Ai zis India. Locuitori, de fapt, da? Da, locuitori. Pentru că China este în teritoriu. Tot din lume... O vreme din așa... India. Vezi? Asta parcă să zic că știa așa și doi, că e China, Dana. A scăpat, mă, țărana. De unde știi tu, mă, geografie, mă? Dacă vedeți cu ce profesor... Mi-e frică. Cu ce profesor fac eu geografie. M-a luat mâncava. Cel mai rapid animal. Hai să mor tu, că nu știi care e. Sunt între doi, panteră și ghepard. Pantera de doi. Ghepardul. Hai că nu cred că e ceva mai rapid ca un ghepard. Chiar nu știu. Așa că răspunsul a fost la plăsneală un pic. Ghepard. Da. Eu cred că nu mai face niciun challenge cu frișcă. Da, mă, da, ghepardul e, hai să tragă întrebarea că nu mai am timp, nu? Ia, mai sunt întrebări suficiente. Aha. Trebuie, i-a dat în engleză, și-a dat down. I-a auzit? Trebuie să traducă în română ceea ce scrie aici în engleză. Sper că voi vedeți direct că dacă nu m-am spart și eu și așa, voi. Deci... Hai, deci citește în engleză și după tradu în română. Citește. Nu-mi place shawarma. Așa. Îmi place pizza. Așa, dar zici și în engleză. Da. I don't like shawarma. Așa. I like pizza. Wow, ce bun ești pe engleză. Puta, cu scopă pula ăsta, bine. Era și greu ce ți-a dat. Dar vrei să vă mint? Întrebarea mi-a dat-o și eu ca să nu mă încurc nicio. De ce să dau ceva greu și hața? Hai să vedem. Capitala Scoției. Ai luat-o în gură. Capitala Scoției. Suedia, Stockholm, Scoția. Ai găsit acolo? Scoția, mă gândesc acolo la echipe de fotbal. Ai găsit? Mamă, nu știu, capitala Scoției, sunt prost rău. Capitala Scoției. Stockholm, nu e că e la Suedia. Capitala Tirana. Nu. Nu așa. Capitala Scoției, Nu. Dă un pic să dau aici, n-are cum să fie asta.
Ioanovica. Că ai zis... Deși Andy Bull este capitala scuzei și cel mai mare oraș este Glasgow. Da, bă. Capitala Scoției, din păcate, pentru mine este Edinburgh. Aha. Stai așa că eu ți-o dau, prietenul meu. Dai prietenul meu, ce noroc am. Am pus aici ca o folie. Asta mult. E pe aia, prima, amice, las că... Dar nu fi prosară, că poate... Eee, nebunule, te ce pici. Ce prostie! Ai dat pe hai! Oalo! M-a făcut flash ca auzi! Bun băieți! Hello! Așa să și treaba asta. Zici că sunt pirat cu ochiul ăsta așa. Vezi că așa trebuie să rămân până la final? N-avem voie să ne ștergem. Ia amici de aici tu. Eu nu mai pot cu el. Ha, extragi. Hai să vedem. Hai să mă duc să iau un șervețel. Iei șervețel? Să citesc întrebarea până una alta, asta e întrebarea lui Amico. Dar nu mă ui că nu le citesc. Vin cu asta, te vadă și ei, că o să zică că ai căutat sau că ai răspunsul și ceva. De fapt, nu te mai știți, că ai fost prost. N-avem să ne știți pe față. Păi că nu mă strângem. Ce înseamnă Ecuator? Ecuator? Da. Este locul unde... Linia... Dai, eu te ascult. Așa, desparte... Să te ascultam. Cele două emisfere. A zis-o cu un not ca și cum. Hai că am dat-o la Plesnel. Atâta ați pe răsunțul tău? Da. Ce înseamnă Ecuator? Câte grade? În 0 grade. Ce se mai zic. Bă, pe geografie nu te mai... Nu-i mai dau nimic de geografie. Dar nu pune hoc că nu se știe. Știi, capitala Turciei, Istanbul. Lasă-o în pace. Te-ai dus. Hai, dragi. A, vezi că ți-ai zis că dacă faci așa, ți-ai 2 secunde. El aduncă cu ăla și pică camera. Câți abonați are Miță? Unde vrei să știu câți abonați are el? Amice, întrebarea e banală. Răspunsul să fie la fel de banal și corect ar trebui. Hai să vedem. Ne căutăm aici. Îmi dai și aproximare? Nici nu. La fix trebuie să-mi zici. Fără decimale. Fără. Gen 1,7. 1,43. Băga-mi ești piciorul. Mițule, te pun nouă, dăm ca că eu pun eu. Hai mă, nu ești. Pun eu. Nu, cum adică mi-a pus eu sau nu te înțeleg. Dar nu mai fi prost, bă, că pică camera, ești orb. Eu sunt ăla care nu vede acum, nu tu. O sole mio. Hai, termină-te, marci. O sole mio. Băi, băieți, dacă nu apăsați să dai cu ăla tot degeaba. Vedeți aici ce l-aș ăla, da? Gata, regina mea. Yep. Gata? Hai, mâine, nu, mâine la control, că nici eu n-am dat nimic cu mâinile. Hai. Opa, ho. O, amice, ho, ce-a... E, nu-mi ia mâna, mai am, mă lași în pace. Așa. 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 N-ai voie să-i ștergi, amice. Pe mâini. Bun. Mă simt un pic răzbunat, băi băieți, vrei să vă mint? Stai că a picat cum să moară fam. Ia uitați-l cum e mâncat. Am pătat pantalonii de școală, băi. Tu vorbești că te-ai pătat, eu sunt curat. Nu mai zic cum am pus pantalonii și tot. Hai să vedem întrebare. Poți să-mi iau din asta? Hai, ia să dacă te deranjează. Hai. Atrag, da? Da. Doamne ajută. Aaaa! Ce vrei, mă? Nu ai trasat! Bine, iau înapoi. Stai că nu tu ești, eu sunt. Tu ești să tragi? Da. Nu ți-am dat pe față acum, nu? Tu ești să tragi. Ah, bine. Vrei? Vrei? Nu mai vreau, nu. Haide! Deci stai să le zic. Am și furat, am tras o întrebare pe care nu știam și am băgat-o acolo și am tras-o nea și nici pe asta, nu știu. Mihai Eminescu, vârstă. La ce vârstă a murit? Haide! Dă-mi pică. Dă-mi pică. Și-ai, mă! Pică după el! Oh! Și-ai! Stic direct pe pulă s-a dus.
Deci la ce vârstă a murit Mihai Eminescu? Bă, pe Mihai Eminescu destul de multicel, de 50 sau 60. De? 54. Nu știu. Știi cât a murit? Că eu știu. Ia zi, ia zi, vârstă. 60. Vârstă Mihai Eminescu. 39 de ani. La 39 am murit. Nu părea. Hai, tragi. Asta a luat-o el prima dată. Zici? Cea mai nouă mașină. Cea mai nouă serie, gen. Brand de la o marcă sau? Care mașina a ieșit cel mai nou acum pe piață? BMW i7. Zici? Da, 100%. BMW cu i sau i? i7. i7. Parcă. Cea mai nouă mașină. Nu i7 sau? Ieșită. Te mai las, ai voie să zici. Merg pe BMW. Două secunde, stai. Hai mă, că oricum am mers pe BMW. Dar stai, că nici nu-mi dă. Vrei să te mint? Cum ai bisez eu ca să-mi dea, că bă, că nu-mi dă. BMW. Că de la BMW. Zic BMW ce? BMW? Da. i7? Cam așa ceva. i7... 2023. Uită-l. Ăsta? Ăsta? Da. Nu. Ba da. Ba nu. E tot la fel ca asta, doar că e înalt. Ăsta? Nu e ăsta. Ăsta, ăsta, ăsta e! Ba nu, nu e nici ăsta. Nu e? Uh-uh. Ăsta? Bă, e exact ca ăsta, la fel botul, doar că e cum ar fi un X5. Înțelegi? Doar că e la fel ca ăsta. Deci spațiile arășilor cum ar fi? Ca un fel de ăsta, zici tu, nu? Ca un fel de din ăla, doar că are... e un fel de X5. Ca un fel de din ăsta, zice el. Hai să-l iau pe cuvânt, că văd că nu-mi dă și, na. La, au luat și sportifici. Mai avem o întrebare de fiecare, fii atent, eu sunt aleg. Iau pasta, pasta te-o las ție. Ok, mai mare. Nu neapărat. Capitala Belgiei, Bruxelles. Data nașterii. Da, să citești, data nașterii. Băiatul e singur acasă. Băiatul e singur acasă, data nașterii. Când s-a născut el? Nu-i mai știu numele, vrei să vă mint? Kevin. Ah, Kevin. Zi, când s-a născut? Măcar poți să spui dacă e în anii... Zi. Poți să spui dacă e din anii 80 sau e din anii, din anii 900 sau 2000? Dacă a trecut de 2000? Dar vezi că e cam bătrân el. Cum îl cheamă? Ce vin singur acasă? Macaulay Culkin? Mhm, ăla. Zi. E trecut de 2000? Nu e, e până. E până în 2000. Înseamnă că are 1907? E sigur? 1997! Cred că e prost, nu fi. Zi. Dacă ăla s-a filmat când era el mic. Așa. Mm-hmm. O să placă. Hai că e treaba, e treaba. Zi. 2000, nu știu, nu, merg pe 1990. 1980. 1980? Da, 10 ani! Ce-am vrut să zic, 1980? Știi că am vrut să zic? Aici drumurile noastre poate se vor despărți vreodată. E sigur se despart. Aici. Că la când de retarda suntem noi. Ești gata? E clar, treaba. Să vadă și ca lumea. Să întrept acum, camerele toate sunt înspre tine, amice. Tu ești rolul principal. A trei. Ce fac în prostul? Oh! Bine, mai o fac trei după asta. Nu! Ți-am zis că dacă nu e, mă interesează. Nici pe mine. Dar nici măcar nu m-a lăsat să respir prostul. Nu văd. Și prin păr, și pe ochi, și peste tot. Sunt murtul cu aia. Părul e full. Fața e full. Zici că e pira de la armatelon. Armatelon. Bun, băi, și vede că am atat-o scoase zi. Ce ai, mă?
Bă, vrei să mă limpi pe față? Nu, nu fii prost. E zalis pe mustăți, vrei să mă limpi pe față și e pe mustăți. Bun, băi, fete, cam atât a fost cu acest video clip. Familia mea. Sper să apăsați butonul de like și de subscribe. Ne vedem la următorul clip. Cam atât am ieșit eu. Oh, bă, spartul e în două, n-ai mai văzut frișcă. Cam atât a fost cu acest video clip. Eu am fost Cristi, vizionare plăcută. Pa, pa.